Simona Halep a revenit în țară după ce a cucerit al doilea trofeu de Grand Slam pentru România în tenisul feminin. Simona a fost așteptată la scara avionului de Ion Țiriac, Ilie Năstase, Bogdan Matei, ministrul sportului, și de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic Român. Este o primire deosebită, o primire călduroasă, ca de fiecare dată de altfel. Nu o să mă repet, pentru că am tot declarat zilele acestea multe treburi, dar aș vrea să mulțumesc familiei, în primul rând, pentru tot sprijinul pe care l-am avut de când am început să joc tenis, toți antrenorii mei, de când am început prima dată să țin o rachetă în mână, de la 4 ani și jumătate, echipei mele în prezent, care este o echipă foarte bună, niște oameni deosebiți și mă ajută să ating cel mai înalt nivel în tenisul mondial. Bineînțeles, federației, pentru că fără ea nu prea știam ce înseamnă tenisul, și tuturor oamenilor care mă susțin, fanii mei, toți oamenii care își pun toată energia la meciurile mele și îmi transmit gândurile bune. Este, da, un succes enorm, pentru că, cum bine știm, nu avem teren de iarbă în România și nu multe țări au teren de iarbă. Este greu să putem să credem, când suntem copii, că o să avem șansa să jucăm la Wimbledon, să și câștigăm. Dar acum visul a devenit realitate și sper că pentru tânăra generație și pentru copilași să fie o inspirație, să creadă în ei că orice e posibil și niciodată să nu cedeze. Campioana de la Wimbledon și-a demonstrat din nou și modestia atunci când a vorbit despre adversara sa, Serena Williams. Este cea mai bună jucătoare a lumii în toate timpurile și cred că ocupă primul loc la orice. Simona a dezvăluit și ce va face în perioada următoare. O să stau câteva zile, o să mă odihnesc, o să mă bucur de acest trofeu, în primul rând, și după aceea o să o iau de la capăt. Obiectivul este, pot să spun că săptămânal am un obiectiv important. Fiecare turneu pe care îl joc este important și îmi doresc să fac maximum. Simona Halep va avea parte și de o ceremonie pe Arena Națională. Evenimentul va avea loc miercuri de la ora 19, iar primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu va lua parte la această ceremonie, așa cum a făcut în 2018, când marea noastră campioană a câștigat trofeul de la Roland Garros.